Dragi telespectatori, avem deosebită plăcere să fim alături de două doamne, prietene dragi ale mele din comunitatea românească, Camelia Robu și Monica Șerbănescu. Fetelor, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. M-am gândit că poate cu ajutorul vostru, pentru că aveți un spirit extraordinar, vom reuși puțin să descrețim frunțile celor care se gândesc numai la COVID, discutând despre alte probleme cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Mulțumim! Mulțumesc de cuvintele faine și frumoase, Adelina! Să o las pe Monica prima, că ea e mai curajoasă. Cum te descurci în perioada asta COVID? De cum te reinventezi? Să punem punctul pe I. Normal, sunt câteva aspecte diferite la ce se întâmplă cu noi toți, dar unul din cele prevalente este problema cu greutatea. O altă problemă este, normal, ajustarea la viața cu mască, fără mască, ce ne facem, cum suntem cu bolile și așa. Să ținem legătura cu oamenii, dar să fim, să încercăm să-i înțelegem pe fiecare, să-i respectăm pe fiecare, să nu ne războim în păreri despre situația de față și să ținem viața la un nivel acceptabil pentru noi toți. Să ne prefacem că nu face o uriașă diferență, dar o face. Apropo de reinventat, eu m-am reinventat în dimineața asta și m-am parfumat cu cel mai bun parfum ca să mă întâlnesc cu voi. Deci mie, în primul rând, îmi lipsesc petrecerile și întâlnirile cu prietenii și muzica și dansul și genul ăla de interacțiune. Punctul pe I este pus de ceva vreme la mine, că eu m-am inventat total gătind toate rețetele pe care mama mi le-a făcut când eram copil. Asta a fost prima lună de COVID. În a doua, pot să vă povestesc despre negresa cu făină de in. Deci a trecut pe dieta care nu merge, dar e ok. Sau așa mă reinventez eu, parfumându-mă bine și gătind puternic. Eu stau departe de discuțiile în contradictoriu legate de COVID și de toate conspirațiile care pot fi sau nu pot fi. O să mă mai reinventez cu... Wow! Ce este? Nu este jus de... Nu este suc de portocale. Nu. Este o mimosa. Așa ne ținem reinventați. Vorbiți puțin despre voi din punct de vedere profesional. Lucrez pentru City of Surrey. Sunt unul din directorii din planning. Câți ani am eu în Canada? 23 de ani, cu 3 companii mari la care am lucrat, atât, doar atât. Am lucrat pentru University of British Columbia și după aceea pentru City of Vancouver. L-au zis pe cățelul meu nou, am un cățel nou, că asta am mai făcut eu în perioada COVID, am simțit nevoie de dragoste și mi-am mai luat un cățel. O să vi-l prezint. Și al treilea employer, la care sunt de 5 ani, este City of Surrey. Surrey a fost o întreagă experiență lucrând în perioada asta pentru o municipalitate. Nu am stat acasă niciun minut, pentru că a trebuit să facem totul ca să servim comunitatea, de la a da orice fel de permit la clienți până la a pregăti clădiri care pot fi spitale în cazul în care COVID o lua razna un pic pentru noi. Deci, eu n-am prea știut ce înseamnă stat în casă, pentru că a fost un lucrat non-stop și 12 ore uneori, dacă pot să crezi. Cam atât despre mine.
Monica, eu știu că tu ești inginer, nu? Specializat în căi ferate sau? Da, și am lucrat cam 16 ani pentru British Columbia Institute of Technology până de curând, când mi-am pierdut slujba din cauza de, mă rog, lipsă de studenți pe scurt. A fost o slujbă interesantă și acum încerc să văd care este următoarea etapă a vieții mele. Iar în prezent mă ocup, de când am ceva timp liber, încerc să îmi țin mie, familiei de aici și familiei extinse, precum și prietenilor, moralul în timpul ăsta zăpăcit. Dau telefoane mai mult ca niciodată, încercând să îmi aud rudele din Europa, din diverse părți, din America de Nord, să ne ținem toți informat, organizez întâlniri Skype cu toți, să fim împreună, să auzim unii de alții, mai ales că s-a întâmplat să am rude și chiar și în New York, unde este situația neplăcută care este la momentul de față, și mă urmă cu prietenii. Îl cheamă Rolo de la Ciocolata Rolo. Cine vorbește acolo, Rolo? Vorbește, spune ceva, Rolo. Cum are grijă mama și cu tata de tine? Mama îl iubește la nebunie. Pe cine credeți voi că iubește el mai mult? Pe cine? Pe tata, care îl ceartă. Explică-mi mie legătura asta. Cum se face? Precum copiii, nu? Când îi certăm, sau când îi certam când erau mici, că avem copii mari, tot la cel care îi certau se duceau mai mult cumva. Monica, te-am întrerupt cu cățelul meu. Monica, vroiam eu să adaug faptul că la experiența ta profesională putem să adăugăm debutul tău ca și costum designer, da, la un film de lungmetraj la care am avut plăcerea să te redescoper și să lucrez cu tine. Am fost absolut încântată de ce ținute a creat Monica pentru film. Ea are un talent natural de a decora sălile pentru petreceri și de a-și crea propria ținută. De unde vine talentul ăsta, Monica? Moștenire de familie. Bunica mea din partea tatălui, precum și unul din băieții ei, dar nu tatăl meu, deci un unchi al meu, am fost cei care am avut întotdeauna darul cusutului și interes în partea asta și de acolo o mică moștenire de familie, dar tare binevenită, pentru că îți dă ceva în plus să faci, te lasă să-ți exprimi creativitatea și dorința pentru frumos, așa înflorește. Și de aici, chiar și un pic, mergând mai departe cu interior design, care și asta e un lucru care îmi face plăcere și care mi-a făcut iar deosebită plăcere să-l experimentez pentru filmul pe care l-ai pomenit. Deci a fost o oportunitate foarte interesantă și îmi pare bine că am avut timp. Producția filmului Cutia Libertății, că tot vorbeam de libertate și tot suntem în cutie acum, marea majoritate, de la 14 zile plus. Vă propun niște întrebări amuzante, dacă vreți să răspundeți sau să vă faceți că răspundeți la ele. O vorbă veche de pe vremea Mineriadei, ați mințit poporul cu televizorul. Deci, acum este șansa să contribuiți la acest lucru, la prestigiul pe care televiziunea și media le are oriunde în lumea asta. Unde anume în Europa ți-ar place să trăiești? M-am gândit foarte mult și am și căutat ceva căsuțe în Europa, în Grecia. Eu sunt jumătate grecoaică, tata este grec, deci acolo m-am uitat cel mai mult. Și am și găsit, numai că îmi trebuie multă putere să-mi conving bărbatul. Dar, da, e un vis. Destinație romantică. La mine, orice paradis tropical mă satisface. Și Cătălin. Da. Da. Orice paradis tropical și Cătălin. Da. Hai să vedem o întrebare aici, dacă vă plictisiți. Niciodată. Nu. No. Eu nu. Întotdeauna am ceva de făcut, de meșterit, de inventat, de
dat un warning lui Bobby, copiilor, n-am cum să mă plictisesc. Nici Monica, for sure. La mine există foarte scurte perioade de plictiseală în care, de fapt, mintea mea se gândește și clasifică. Oare ce să fac acum? Asta, asta, asta... Și decid. De asta sunt plictisită, de asta și mai plictisită. Hai să o alegem pe asta. Dacă s-ar face un film după viața voastră, cine ați dori voi să interpreteze rolul principal? Adică să vă interpreteze pe voi. Gwyneth Paltrow. Monica Bellucci. Care este cartea, revista preferată? Dar întotdeauna, întotdeauna mă voi întoarce la cartea care, și sunt o mulțime de cărți, știm toți, dar care mi-a rămas mie în minte copil fiind, a fost Arta Conversației. Întotdeauna mă întorc acolo. Când sunt, am o tristețe sau când mi se pare că viața este, a intrat așa într-un impas, trebuie să mă întorc la Arta Conversației. Am citit-o când eram, cred, clasa a noua, primul an de liceu, cred. Mm-hmm. Da? Atunci a apărut. Atunci. Ai cartea asta cu tine aici, în Canada? Da, sigur! Ne întâlnim să-mi o împrumuți. Yes, cu siguranță. Yes. Da. Monica? Am răspuns prima că mi-ai mai lăsat să mă gândesc puțin, că chiar am fost într-un impas așa. Da, pentru mine sigur e o carte românească și e greu de ales, dar totuși... cumva am zis că cea care mi-a apărut în minte și cred că este mai mult pe motiv de, nu știu, ce simțim cu toți la vremea asta, avem nevoie să ne aducem aminte de lucruri bune și așa, pentru mine este La Medeleni, al lui Ionel Teodoreanu. Bine, acolo era din întâmplare și o Monică și un Dănuț, dar nu era un Cătălin, dar asta e. Dacă ați avea puteri supranaturale, ce ați face? Cum l-ați folosi? Sau ce putere supranaturală v-ați dori să aveți? O să spun. Ar fi posibil. Da. O să spun eu pentru că am în minte, nu știu de voi, dar eu uneori visez că îmi este foarte ușor să mă duc să o vizitez pe mama. Tu, Adelina, o ai la parter pe mama. Da. A mea este în România și am vise în care se întâmplă să mă trezesc în vis dimineața și spun că mă urc în mașină și mă duc să o văd pe mama în 15 minute și în timp ce conduc mă gândesc, dar de ce n-am făcut lucrul ăsta până acum? E atât de aproape. Și mă trezesc și îmi dau seama că sunt aici și ea e acolo și că n-am cum să o vizitez în 15 minute. Deci puterea aia supranaturală, dacă aș putea să o am. Să te teleportezi. Da. N-aș vrea nici să fiu bogată, sunt ok așa cum sunt, sănătoasă, mulțumesc, aș vrea să fiu cum sunt și acum, dar aș vrea să pot să o văd pe mama, e singura care mi-a mai rămas. Să fie sănătoasă, te rog să pup și din partea noastră. Care a fost cea mai grea pedeapsă pe care ai avut-o când erai copil? Că tot am vorbit de mama. În general am fost răsfățată, deci m-am născut la 12 ani după, 12 ani după sora mea, deci am fost ca și copil singur și am fost răsfățată, dar n-am să uit niciodată, cred că aveam 13 ani, când m-am dus la o întâlnire, prima întâlnire cu un băiat, coleg de clasă. Mama mi-a dat-o pe vară mea cu mine, că probabil bănuia ea ceva ce plănuiesc eu. Eu am pus-o în autobuz pe vară mea și am trimis-o acasă și mi-am văzut de întâlnire. Iar când m-am întors, am primit o pedeapsă de genul, era vară, începea vacanța, nu mai pleci nicăieri, nu te mai duci nicăieri. Am fost... pedepsită de tata că n-am înțeles problemele de pus în ecuație. Oh, wow! Și a țipat tata de câteva ori la mine de le-am înțeles fără problemă, pe urmă. Da, țin minte și m-a lăsat, țin minte că părinții mei aveau bilete la o peretă sau așa ceva și
după ce a țipat tata de două ori la mine, mi-a zis, zice, acum ai înțeles când vin acasă să fie toate problemele făcute. Și culpa e că până s-au întors să le-am făcut pe toate, le-am înțeles, am terminat. Spuneți-mi, vă place să faceți cumpărături? Oh, absolut. Nu vă place. Da, pozitiv este. Absolut. Este terapeutic. Cât de des mergeți online? Acum poate să fie pe rețeaua de socializare sau să cumpărați ceva online. Cât de des mergeți online? Nu sunt online shopper deloc, încă mai am de învățat mult la categoria asta. Pentru mine să merg într-un magazin, să-mi aleg ceva este important, dar merg online pentru prieteni, să mă informez, să stau în legătură cu lumea. Îmi place să scriu, am și un blog, am mai multe de fapt, unele sub pseudonim, ai descoperit și tu unul cândva și l-ai sunat pe soț să-i spui. Așa este. Folosesc numele bunicii și, într-adevăr, am succes și am și avut câteva scrieri publicate în catchy.ro, care este un fel de ziar online, nu foarte renumit, dar este. Deci sunt zilnic online. Încerc să mă controlez, să nu am așa de mult online. Este și jobul care mă așează în fața computerului non-stop. Iar în perioada asta, de două luni, am descoperit shopping online. E bun, e terapeutic și asta. E adevărat că 40% din cumpărături nu mi s-au potrivit, că nu am nimerit ce am vrut, dar până și procesul de trimis înapoi e un proces care... Da. Face parte din, îți rupe inima că dai produsul ăla care l-ai fi vrut și nu ți s-a potrivit. Deci, da. Există posibilitatea să le facem cadou de Crăciun. E practicat sport. Am predat yoga pentru ceva vreme, dar nu mai predau. Și cam atât. Merg foarte mult, zilnic, cam două ore cu cățelușii mei. Și aș spune tuturor care găsesc, așa știi tu, sau știți voi, motive că s-au închis gym-urile, că nu am bani de un abonament la gym. Pur și simplu mers o oră pe zi, nu două, o oră pe zi ajută foarte mult și la a pierde kilograme și la construi mai bine mușchii. Și în primul rând mental. Deci nu știu, pentru mine a ieșit și a lăsat gândurile așa în voie și a mă plimba pe lângă apă, este nemaipomenit. Monica? Și pentru mine am descoperit, redescoperit mersul, că acum sunt cam 6 săptămâni de când merg absolut zilnic, nu contează ce fel de vreme e, nu contează că sunt singură, că conduc până undeva ca să merg cu o prietenă care are nevoie de companie, că merg undeva să iau pe cineva ca să mergem să întâlnim o prietenă care are nevoie de companie, dar mersul l-am redescoperit cu mare plăcere. Monica, am nevoie de companie. Întorsem. Azi la ce oră? Pales. La ce oră? Te rog să vii. Da, call you, I'll call you. Înainte de a termina această discuție extraordinar de relaxantă, informativă, veselă, pentru care vă mulțumesc, revin cu ultima întrebare. Dacă ar fi posibil să vi se îndeplinească o dorință în momentul ăsta, care este dorința pe care o doriți îndeplinită imediat? Monic, să revenim la punctul pe I și să fim egoiste? Cred că mergem la punctul pe I. Ai, că tu ești cu mine. Punctul pe I, 10 kg mai jos. La mine mult mai multe. Subscriu cu 10 kg cel puțin mai jos. Deci asta... Bine, atunci eu iau 10 de la una, 10 de la alta, la mine 20 în minus. De ce să începem să spunem despre vacanțe, despre bani? Hai să punem punctul pe I și să mergem mai jos cu kilogramele.
Să dispară COVID-ul. Hai că avem mai multe dorințe. Hai să ne mai gândim acum pe, spre finalul discuției noastre. Să dispară COVID-ul, să putem să călătorim, să ne vedem părinții, familia din România sau din alte părți, să fie copiii, nu, sănătoși și de succes, să fie iubiți, să fim iubite, nu, să iubească soții. Sau să așa. Da, să știm să gătim, să... Să fim frumoase, dar pururi, să... Da, bine, dacă se poate să nu îmbătrânim. Să nu îmbătrânim. Ridurile să nu ne apară. Da, cam nu e așa. Să îmbătrânim și să fim super coole. Așa este. Am văzut niște doamne peste 90 de ani super îmbrăcate, cochete. Au fost postate pe Facebook. Excepțional. Colorate, încrezătoare în sine, ce să spun. Vă mulțumesc că aduceți bună dispoziție și alungați gândurile rele, care vin și cu vârsta, vin și cu sănătatea, vin cu toate. Vă mulțumesc din suflet și sper să reveniți. Să discutăm și despre alte lucruri, să mai punem și alte întrebări, să mai mințim poporul cu televizor.